Salut! Suntem în dimineața zilei de 7 august. Haideți să scoatem împreună cartofii. Să vedem ce producție avem anul acesta la cartofi. Seceta a afectat profund cultura de cartofi pentru că vrejurile, deci partea aeriană, s-au uscat de o lună și ceva. Rezultatele nu pot fi bune în aceste condiții. După cum vedem, la un cuib de cartofi găsim 10-11 uh, pui multiplicați, deci procesul de mulțire din primăvară a fost corespunzător. S-a obținut astfel o multiplicare de 1 la 10, ceea ce este foarte bine dintr-un cartof. S-au obținut 10 cartofi. Problema este că acești cartofi sunt sub dimensiunile standard. Avem 1-2 cartofi la o dimensiune mulțumitoare, se spune de dimensiunea oului de găină, iar restul sunt mult mai mici decât ar trebui să fie la această dată. Ca dimensiune de comparație, majoritari sunt de dimensiunea unei nuci, ceea ce este foarte, foarte puțin lipsa apei și căldurile sufocante și-au spus cuvântul și în această cultură. După cum vedeți, pământul este foarte uscat, abia îl tragi cu sapa, iar praful se ridică imediat. Prezența prafului este indicatorul că umiditatea din sol este zero. În astfel de condiții, Cultura de cartofi este compromisă, iar cantitățile obținute sunt modice. Cantitatea standard pe care trebuia să o obțin la un cuib era de aproximativ 3 kg, iar acum nu se ridică nici la 7-800 de grame. În această situație. Nu avem ce face decât ca pe viitor să asigurăm nivelul de apă necesar. Încălzirea climatică afectează ciclul normal de evoluție al culturilor și fără apă suplimentară nu se mai poate face agricultura. Concluzia anul acesta: pierdere totală la cartofi. Să sperăm că anul viitor vom fi sănătoși și vom putea face mai mult. Atât pentru astăzi, până data viitoare vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi!